talk shit, but they can't fuck with most of us. Most of us, they talk shit, but can't come close to most of us. Salutare toată lumea, eu sunt Jaime și astăzi suntem pe The Crew. Am venit să filmăm și noi The Crew puțin. Este primul episod de pe canal pe care îl fac cu The Crew, pentru că am zis că, bă, ăștia au făcut un update super șmecher la joc. Au băgat Wildrun-ul pe el. Jocul e genial, pot să spun, după update. Înainte nu era deloc așa. După cum vedeți, nu știu cât s-a jucat de pe canal între voi The Crew, dar are o grafică excelentă. Și, în fine, vreau să vă spun înainte de a începe acest episod. În fiecare episod de The Crew pe care o să-l pun, o să fac un giveaway cu un CDK pentru acest joc. Am vreo 10, deci nu, decât 10 episoade. Cred că o să dau cât un CDK, restul decât o să fie episoade normale. Și pentru a primi acest CDK pentru joc, de fapt este un gift pe care vi-l trimit pe e-mail, va trebui să apăsați butonul de like și să lăsați un comentariu cu numele sau cu mai vreau o serie de gen, nu, mai vreau episoade, nu știu, vedeți voi acolo ce comentați. În fine, și odată ce ați comentat, sunteți înscriși automat, adică nu contează ce comentați. În fine, hai să începem episodul. Dacă strângem 200 de like-uri la acest clip, băgăm și celălalt episod. Momentan fac prima misiune de după update. Bine, nu asta e. Probabil mulți dintre voi nu prea știți care e scopul, care e scopul jocului. Așa că va trebui să vă spun eu câte puțin. Deci eu am deja level 50. Chestia e că pe The Crew, dacă ții jocul de la început, îți va da niște misiuni, gen jocul e doar multiplayer, dar tu poți să-l joci single player, adică multiplayer, faci niște misiuni single player care sunt geniale, joci cu Alex fiind cel din mașină. E o poveste extraordinară, vă las pe voi să vedeți povestea când o să-l jucați, nu vă mai spun. Și faza e că primiți piese, primiți o grămadă de chestii faine pe... Ia să spun să ne întoarcem. Să luăm acest, nu știu ce e, dar știu că ne dă bani. Ok, știu că, da. Dacă ne uităm la o chestie de asta, primim tot timpul 200 de bucks, 2000 de bucks, pardon. Ok, ce facem în primul episod? Văd că după update-ul care l-au făcut, au băgat misiuni noi, cred. Și văd că trebuie să mergem noi undeva. Nu știu unde e mai exact, stai să dau mapă. Ok, trebuie să mergem super departe, așa că ne vom teleporta cumva aici. Cred că mai bine ne teleportăm, da. Fast travel, dăm un fast travel. Ok, și am înțeles de la un prieten că trebuie să ne cumpărăm un... e o misiune. Trebuie să ne cumpărăm un monster truck sau ceva de genul. Pentru misiunea asta. Da, Monster Arena, ok. Ok. Foarte bine. Oh, interesant, deci înainte de update nu exista Monster Arena. Și sau Monster Arena, cum se spune, nici motociclete. Văd că au plăcat și motociclete, e super tare jocul, o să vă placă. Plus că e free world sau cum se zice, gen... cum îi spune... Ne putem găsi pe stradă, ne putem plimba, putem face o grămadă de chestii, ne urcăm pe munți, intrăm prin igluri, nu știu, o să vedeți voi când o să jucăm, cum o să fie. Cred că o să fac, bine, aș vrea să încep o serie mult de mare, vai de mine. Aș vrea să încep o serie pe jocul ăsta pentru că îmi place foarte mult, frate, mai ales după update. Hai să vedem ce cu chestiile astea, că nu înțeleg ce trebuie să facem. Hai să luăm, de astea așa mai multe. Ok, grafica la joc e super șmecheră. Eu am acum pe medium și high. Aș băga-o pe ultra, însă nu văd rostul, adică pe când episodul următor o să bag pe ultra.
dar am zis că e ok și așa. Mie la jocuri, după cum puteți vedea, când mișcă așa, se vede blurat. Ca și cum ai fi în realitate, știi, ai mișca așa din dreapta în stânga, știți voi. Se vede așa blurat și nu prea îmi place mie, mai ales că la Ultra se vede mult mai real și mult mai blurat când miști. Vreau să-l las așa pe medium, e ok. Hai să semnăm cu misiunea asta să vedem ce trebuie să facem. R. Și dacă a fost R, ce fac? Ah, oh my god, ce prost sunt. Ok. Nu înțeleg, mai sunt 15 secunde și ce trebuie să faci? Ah, ok. Mai luăm. Deci hai să facem 10.000, dacă prindem 10.000 ok. Nah, nu prindem 10.000. Dacă prindem pe la de sus de 500. Da, l-am prins. Nu l-am prins, nu cred. Ok, și se pare că aici s-a terminat. Hai vedem despre ce era vorba. Mission complete. Sper să ne dea platinum ceva. Sper. Nu ne-a dat nimic. What the fuck. Ok, jocul la voi nu o să fie așa, pentru că e pe level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. O să fie foarte greu să ajungeți la level 50. Bă, nu o să fie foarte greu. De ce zic asta? O să ajungeți la level 50 în 4 zile maxim. Dacă jucați ok. Ok, drag mod. Ah, cred că astea sunt misiunile de la nou update, în care ne arată tot, wow, the fuck, ce mașini au băgat, în care ne arată, ne spune de fapt, cum e noul mod, Bad Barn, ok, pare rău, în care ne arată de fapt, ok, sunt praf la drag, se pare, în care ne arată cum e fiecare mod, pentru că înainte nu erau. Și după câte văd, e genial. Deci ce au băgat aici, e genial. Plus că au băgat și mașini noi. Wow, e genial, Ultran. Frumos, rău, îmi place rău de tot. Și jocul e pe divizii. Gen, după ce ai făcut level round 2, după ce ai făcut level 50, te bagă într-un hai, stăm aici. Ah, good burn. Ok, după ce faci level 50, te bagă în divizii. Prima oară ești în bronz. Se ridică mașina. Ești în bronz 5, urmează bronz 2, bronz 3, bronz 5, bronz 4, bronz 3, bronz 2, bronz 1. După care intri în silver, gold și mi se pare că e platinum, care e cea mai bună și, în fine, jocul e super. O să vedeți voi. Ok, am terminat și cu dragul. Să vedem ce au mai băgat ei. Deci misiunile astea sunt practic făcute ca să ne arate ce au băgat ei în update-ul ăsta, nu? Ok, era... Perfect. Ok, văd că sunt mașini de drag, frate. Ah, și mai țin minte că mi-a zis prietenul al meu că au mai băgat și drift. Și cred că driftul e genial. Pentru că, nu știu, așa mi se pare mie. O, în fine, vreau să văd tot. Asta o să facem în primul episod și în al doilea episod cred că o să joc cu mai mulți prieteni. Și o să facem gen PvP, lobby. O să facem o grămadă de chestii faine, frate, în următoarele episoade de pe The Crew. Hai să vedem. Drift, ok. Am ajuns și la drift, mamă, dar mă doare spatele, frate, nu știu ce dacă am. Ok. E mai ciudat driftul, dar văd că e mult mai fain, deci au băgat ploaia asta, frate, e genială. Înainte nici măcar nu ploua, mă jur. Super fain. Ok. Se pare că e normal. Ok. Ok, genial. Deci e genial ce-au făcut. Dar e cam greu să faci drifturi, sincer să fiu. E mult prea greu. Au, fac, chiar e greu să faci drifturi. Probabil. Hai să vedem. Da, e super greu să faci drifturi. Nice. 10, ai 10, ai 11. Nu te lovi. Ok, am făcut ceva super bun acolo. Subaru. Frumoasă mașină. Ok, e interesant rău și modul ăsta. Deci, am văzut că au făcut ăștia update, am zis, bă, trebuie să
fac un episod neapărat. Cred că trebuie să mă întorc. Nu știu de ce am luat-o pe aici. N-am văzut drumul, oh my god. Ok. Se pare că trebuia... Oh, fuck. Ok. Ia stați puțin. Uite cât de fain e, frate. E genial. Ok, grafica puteți să vedeți că e genial. Nu știu cum se vede pe filmare. Momentan filmez cu OBS-ul. Am niște setări făcute de mine și cu ajutorul lui Regen. Deci nu știu cât de bune sunt. Probabil o să fac rost de niște setări mai bune la OBS. Ok. Nu știu, se vede super fain. Parcă îmi place mai mult așa, dar mai așa se vede frumos rău. Ok. Partea cu driftul, ce nu-mi place, e ca aluneca al dracului de mult și o să-mi ia foarte mult să mă acomodez cu căcatul ăsta de drift. Uite că am făcut 6, iar 7. Ah, 7, ok, am terminat aici. Și cred că ăsta a fost ultimul mod pe care l-au băgat. Nou. Ia să vedem, poate mai băga cineva, ceva, pardon, cine știe. Dacă mai băgat, e super. Ok. Summit unlocked. Cred că ăsta a fost summit-ul. Filled with events to compete in. You'll need to prove yourself across multiple disciplines to stand a chance of earning the rewards offered. Fine. There's a summit underway right now. You'll need to earn an access pass, but this time I managed to source one for you. We've got a location on Tuners you can visit across the country, where you can get one of these exotic... Oh, nice! Îți pare că au băgat mașini de drift, de drag și monster. Au foarte multe mașini, erau gen 20. Cred că am intrat în circuit în loc să intru... Da. Ieșim și ne ducem la mașini. Ok, grafica e genială. M. Și ne ducem pe... Car dealer. Ok, avem aici car dealer-ul. Unde vom vedea ce mașini au băgat. Pentru că înainte erau foarte puține mașini, m-am spus. Ok, deci e super genial Aventadorul. Stați puțin, nu vreau asta, frate. Mă, ieși. Deci e super genial Aventadorul. Știu că a mai fost mașina asta de aici. Nu, a mai fost? Da, a mai fost. Ok, a mai fost mașina asta, asta a mai fost. Asta n-a fost. Deci e genială. Hai să facem un test la mașina asta. Facem un test la ea și încheiem aici episodul. Și vom continua în episodul următoare. Dacă... Hai să zicem 200 de like-uri, hai să zicem 150 și facem următorul episod. Ok, hai să vedem cum e mașina. Ok, test your car. Băi, curbele le ia prea șmecher. E mișto mașina, în fine. Am văzut că au băgat o grămadă de mașini, deci asta e doar una din... Înainte să zicem că erau 30, acum cred că sunt 100, frate. Nu vreau să spun prostii, dar așa am auzit și din câte am auzit tot ce au spus tipii aia s-a adeverit, adică, da. Ok, deci super. Cred că o să închei aici episodul și noi ne auzim data viitoare cu un nou episod. Nu uitați să... Ce vrea negru ăsta? Nu e negru, e alu. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să mai facem episoade cu acest joc. Continuăm seria. În următoarele episoade vreau să vă spun că o să fie mult mai șmecher decât ce am făcut azi. Azi am făcut decât un review al update-ului. Deci nu ne-am jucat, n-am făcut nimic pe nimic. De data viitoare, din următoarele episoade, o să fie nebuneală. Deci nu uitați să apăsați butonul de like, dați și share canalului, subscribe. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!